lasă-mă să vorbesc, că niciodată mă las să vorbesc. Trebuie să înțeleagă chestia asta. Că trebuie să... Bă, nu mă lasă-mă, se niciodată. Se poate peste tine. Niciodată mă lasă să vorbesc. Dar nu... Mai ușor cu domnul botezatul, că este al meu. Și vreau să fiu Julia Roberts. Dumneavoastră erați Richard Gere. Eram în cercel? Richard Gere! Ah. Mai devreme m-ai făcut copilă proastă. Nu băga cuvinte în gură, băi, Calina! Nu mai suport efectiv să-mi zică nimic. Că dacă eu vreau să jignesc, o jignesc în față. Că deja vine ca astăzi! Că inventez foarte multe, lasă-mă! În față! Andrei! Hai să vedem cum arată clasamentul în urma notelor din partea juraților. Bună seara, doamnelor și domnilor! Avem toate ingredientele și premisele necesare unui show incendiat. E foarte interesant însă faptul că astăzi concurentele se vor bucura de tot ce înseamnă combinația muzicii cu vibrația, dar și cu stilul personajelor din filme celebre. Asta înseamnă că avem defilări spectaculoase și momente unice. Rămâneți alături de noi, începe spectacolul! Cei mai efervescenți, cei mai minunați și, evident, cei mai frumoși și stilați oameni din toată lumea asta întreagă, jurații! Bravo, ai stil celebrities! Bună seara, dragilor! Adică de la stânga la dreapta, Nașu, Măsamare și Cuscra. Toți trei le așteaptă cu brațele deschise și sper eu puncte maxime pe celebrități. Nu mai pierdem timpul, ne bucurăm de ele, de concurentele. Bravo, ai stil celebrities! Bun găsit, fetelor! Bună seara! Wow! Deja văd așa o seară cinematografică în cadrul show-ului nostru. Sunteți superbe, Teo. De ce ești atât de tristă, supărată? Că e moartă. Nu sunt fericită. Nu ceea ești ce fericită, bine. Ceea ce e bine? Da. Te umple, îți umple sufletul starea asta? Da. Sunt moartă de fericire. Deja am încercat să deduc un pic din personajul pe care l-ai ales tu pentru această ediție. Ei bine, lucrurile sunt foarte simple din punctul meu de vedere. Conceptul este unul fabulos. Tot ce au avut concurentele de făcut a fost să aibă libertatea de a alege un personaj dintr-un film celebru pe care îl vor reprezenta în această seară. Este la latitudinea lor dacă și-au ales ceva ușor sau ceva greu. Nu ne rămâne decât să le aplaudăm și să ne bucurăm împreună, repet, de o seară cinematografică, sper eu. În această seară, atențion, mi-am luat o haină tip papală și să vedem cum se vor prezenta concurentele, pentru că este una dintre
cele mai ofertante seri ever. Un concept atât de mișto. Sper să ne ridicem picioare concurentele, efectiv să... Bă, să plonjăm, să aruncăm notele de 5. Asta sper. Eu sper să se apropie cât mai mult cu putință de original și hai să vedem dacă se va întâmpla așa sau nu. Uite, Dea Codra, de exemplu, a ales pentru această ediție un personaj cel puțin interesant. Eu cred că dacă ea a făcut totul așa cum trebuie, ca la carte, e imposibil să nu fie 1-1 cu originalul Dea Codrea. Oh, aplauze la scenă deschisă! Bun găsit, Dea Codrea! Bună seara! Nu voi spune acum cine ești, însă o să te, să te las să-i prezinți pe colegii mersi tăi. Mersi din suflet, îți mulțumesc, Romanița, și băieților că ați fost aici. Mare drag și mult succes! Ai o voce excelentă și coincidența face să fie tot din Pitești. Minunat! Sunteți senzațional, într-adevăr, vocea este divină. Mulțumim și noi tare mult! Bravo! Se deschid porțile pentru voi, nu de alta, însă o surpriză am pentru jurați și pentru telespectatori, la fiecare concurentă în parte în această ediție, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, concurentele au trebuit să aleagă un personaj care să fie 1-1 cu ceea ce prezintă ele aici pe scenă, însă personalitatea lor presărată în moment, înținută în absolut ce vreți voi, este esențială. Și atunci, hai să vedem exact... Am început în forță, înseamnă. Da, am început asta, în forță. Asta am vrut să spun și eu, de-aia asta așa... Sunt mesmerizată de atâta forță. Păi ia exact să vedem. Exact la Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, rolul Dorothy în filmul Blue Velvet. Ea este. Eu am zis că aduce... Singura problemă cu care ne confruntăm în cazul de față e că Isabella Rossellini în Blue Velvet al lui Lynch era hipnotică, psihotică și de o concupiscență rară. Eu zic că s-a descurcat foarte bine. Dea, vin aici lângă mine, vreau să vorbim puțin și cu fetele despre ceea ce se întâmplă între voi în culise. Cristina Șișcanu a afirmat, bună seara, chiar și în emisiunile trecute, că sunteți foarte miorlăite și se referea la bisericuța voastră, adică tu, Calina, Alexandra, că sunteți pe valea plângerii, cumva, și v-a cam băgat pe tot în aceeași oală. De ce? Probabil pentru că atmosfera la noi în cabină este una mai relaxată. Atât sper să nu mai fim așa sensibile la lucruri care chiar trebuie să le băgăm în seamă. Adică nu mai sunt sensibile. Sunt sensibile de glume. Da. Că sunteți prieteni aici, acolo, nu mai... Uite, o să încerc eu acum să mă abțin, să nu mai fiu amuzantă și hazlie, că avem aici
fete care sunt sensibile, frate. Nu, despre ce vorbim? Sunt sensibile că nu au ce să comenteze altceva și comentează sensibilitatea lor. Eu sunt sensibilă. Hai, taci, Bia, că eu te iau foarte bine și pe tine acum sensibilitatea ta. Bă, bune, n-ai voie aici, la Bravo Estil, n-ai voie să vorbești... Că se supără dacă vorbești. N-ai voie să vorbești tare, cum vorbesc eu și acum răstit, că vai, Doamne, ce ne face Tonciu, n-ai voie să faci nu știu ce, păi că vai... Păi, ideea, că o deranjează, că cineva vorbește tare, ideea... Mă, eu știu când am... Sunt dopuri de urechi la farmacie. De toate felurile. Hai să zic, eu știu... Pe bune, eu, sunt! Eu, hai pe bune, eu dacă sunt sensibilă și nu-mi plac anumite chestii și nu mă integrez și nu sunt... Frate, eu nu mai vin. Stau, Doamne, iartă-mă acasă, în sensibilitatea mea, în liniștea mea, așa e. Bă, există un cuvânt care definește... Carina, ești miorlăită? Da, treaba asta. Se numește finețe și delicatețe, Meti. Ce se zice? Se numește finețe și delicatețe. Slavă Domnului că mai sunt și persoane așa. Miorlăită? Miorlăită. Adică alea celelalte din partea altă nu sunt delicate. Oricum, și mai... Oricum, emisiunea aceasta nu va câștiga o fată. Absolut. Stilul mai fi fată... și de comportament, nu doar de haine. Mai pisicoasă așa. Mai ca noi. Fiecare cu părerea lui. Dar suntem diferite oricum ce făcea Cristina. Nu știu, vorba aia ca... Gusturile. Nu se discută. M-am referit în contextul în care ele spuneau că sunt sensibile de ea și Calina, care, a, uite, acum de când suntem așa, dar Calina nu e chiar așa sensibilă ea, ea are o problemă probabil cu... Dar ne-ai văzut să plângem, să nu știu, că eu... Că poate nu-ți plac pe zic ei, zic eu. Sensibile. Plus că așa, sensibilitatea n-are legătură cu mănăstirea. Cu mănăstirea? Păi da. A, tu ce zici, Andreea? Să le întrebe ce înseamnă sensibilitatea pentru ele. Ne întrebam de miorlăită, am zis că poate nu-i plac pisicile, că pisicile miorlăită. Miau, miau, miau! De Alexandra Ungureanu n-am zis nimic. Era o discuție, mi-amintesc, data trecută în platou, o aveam eu cu discuția cu Deia și a intervenit Calina și de aceea... Ca musca în lapte, ca musca musculița. Fece. Alperiza și ea ele că sunt voastră. Sensibile și că nu știu ce și zic, ce atâta sensibilitate, frate, că n-am venit aici să stăm să ne plângem pe umărul, una, pe umărul celelalte. Pe bune, suntem într-o competiție, suntem la luptă, haide, gata, ce atâta da, stăm Cristina, și dar fiecare are felul lui la luptă. Sigur că da, păi asta zic și eu și n-am voie să zic și eu. Păi, nu am zis nimic. Păi, cum adică de ea? E o strategie? Păi, poate eu, prin sensibilitatea mea, am ceva de câștigat. Deci eu sunt naivă din nou. Fiecare. Eu nu m-am prins că de ea se preface. Da? Sau cum? Dacă ai o strategie, înseamnă că te prefaci. A, nu. Poate tu, prin personalitatea ta, ai strategia ta, nu trebuie să te prefaci să fii altfel ca să ai o strategie. O să-ți iei o strategie care să ți se potrivească. Eu mă pierd în aceste vorbe lungi și... Așa. Păi înseamnă că își fac efectul. Da. Vezi? A, deci, da. Eu stau și magica nebună, exact cum am spus mai în alte ediții, dar fetele au niște strategii și eu... Uite, da. Bea spunea de exemplu că miorlăiala asta este de fapt finețe, delicatețe și asta le caracterizează pe ele. Acestea sunt atucurile lor. A, finețe. Din punctul meu de vedere, a fi fină nu înseamnă să fii miau-miau. Deci, n-are nicio legătură una cu alta. Noi cântăm, râdem, povestim chestii. Hai mă, Alexandra, uite, îmi pare rău. Deci, mie chiar îmi place de tine și mi-ești dragă. Și nu înțeleg ce cauți. Tu în viața? Da. Ce caută noi? Unde? Ce caută? Nu înțeleg. Un astfel de concept, de fapt. Hai ca să vorbim cu voi. Așa, pe bune. Adică îi caută cum? Și ca nu că suntem boring, asta vrei să-i... Nu, Calina, ți-am spus că tu nu ești, doar eu. Da, măi, da, hai să-ți explic ceva. Ți-am zis că tu și dacă dormi tot vie ești, ți-am mai zis. Suflet, de asemenea. Noi aici, Cristina, suntem și obosite uneori, uneori avem stări de depresie, uneori ne simțim extraordinar de bine. Depinde de exact cum fetelor, și dacă sunteți obosite, de ce nu vă duceți acasă pe bune să vă odihnească? E un timp pentru toate, când ne va veni timp, care sunteți tinere, fără copii, fără soț, fără cățel, fără purcel, vorba vine, voi vă plângeți că sunteți obosite. Noi astea bătrâne, eu și cu Tonciu, care mai avem un pic și ajungem la pensie, vorba lui Moris,
Suntem oameni. Ce să facem? Cu toții. Bine. Ca să vezi și să bine. Nu crezi. Atunci aduc eu câte o cafea înainte de emisiune să vă reveniți. În egală măsură, Deia spunea că dacă erați toate sau dacă eram toți, așa cum ești tu, Cristina, sau cum ești tu, Andreea, spectatorii s-ar fi plictisit. Aolo! Nu m-a nebun ideea. Se săturau de același gen. Crezi că un telespectator să uite la tine cum te miorlă-i pe bune? Păi nu, se uite cum și la tine și la mine. Te deranjează orice persoane. Dacă vorbești acum tare, așa vorbesc eu, așa este timbrul meu vocal, da? Să țip când vorbesc, așa vorbesc. Poate și răstit câteodată. Dacă tu vorbești așa încet și asta, crezi că telespectatorii o să te placă mai mult dacă faci pe dacă vrei, eu pisicuța te explic ideea. Blândă care zgârie rău? Dar ca atare nu mă lași că vorbești, ok. Îți spun, dacă te interesează te rog, Dea. Răspunsul, o să-ți răspund. Lăsai puțin, nu mai lăsa să-mi termin. Deci, păi trebuie să termină, tac în fața termină. Ta sau cum, că termină, nu înțeleg. Nu, absolut, deci, termină. De ce ai comentat atunci, că nu înțeleg? Că mi-ai pus o întrebare la care urma să răspund. Și trebuia să, spun și eu ce am de spus, nu? Păi n-ai terminat întrebarea. Păi am terminat-o, dar nu okay. Ți-am înțeles de ce a trebuit să vorbești în continuare. Păi e răspunsul, știi, când pui o întrebare, da. Urmează un răspuns. Am tăcut din gură. Bine. Trebuie să tac în fața ta, Dea, că tu ești doamna profesoară deșteaptă și gata, trebuie să ne pună Dea codrea la punct pe noi. Hai mă, despre ce vorbim? Cum mai așteptăm. Nu, n-ai cum niciodată în viața ta să mă pui tu pe mine vreodată la punct. Ai înțeles? Nu m-a pus mama, mă pui tu. Greșit. Ok? Deci? Eu spuneam că dacă toate am fi la fel, dacă ar fi nouă concurente ca și mine sau nouă concurente ca și Andreea, sunt convinsă că telespectatorii s-ar plictisi pentru că e același tip de temperament și de caracter. Și aici, tocmai asta e ideea show-ului, există diversitate. Eu sunt de acord cu tine, Deia, asupra bine, acestui aspect. Bine, răspundeam Andrei, da? Da, da. Uite că se bagă și acasă da, scamna, bă, dar nu pe cum tot se bagă era meciul ta, între noi aici. Dar nu e niciun meci între noi, tu susții bine, că-s moartă și încerc să-ți explic așa. Tu ai o problemă cu termenii, mereu. Dacă ți-amintești, discuțiile au pornit de la niște termeni pe care am folosit eu și care nu erau jigniri. În orice dex ai căuta, nu sunt jigniri, dar tu i-ai catalogat drept jigniri. Și de acolo am zis eu că ești prea sensibilă, ești prea sensibilă la niște cuvinte care nici nu sunt măcar jigniri. Dacă ar veni cineva și ar fi, nu, mă gândesc că ajunge și să înțeleg că ție oricum îți place să subliniezi treaba asta pentru că o tot readuci în discuție de fiecare dată când sunt în față, sensibilitatea asta a mea. Nu, dar m-a întrebat Elinca și eu vorbesc despre acea sensibilitate, despre pe care eu n-am înțeles. Dar nu trebuie să o înțelegi. Hai să vedem cum arată și ținuta, cum a arătat momentul, Cristina. Ținuta îmi place foarte mult. Eu am spus mereu că ținutele de sunt frumoase pentru poze extraordinare pe care le apreciez și eu și le dau like mereu. Pentru poze de pus pe Instagram, dar acum Deia interpretează un personaj, face parte dintr-un show. Da, nici momentul nu ți-a plăcut, Cristina. Da, muzica a fost foarte frumoasă, așa, m-a atins la inimă. Da, dansat, n-ai observat că a avut niște mișcări. Hai mă, dacă ăla a fost dans, eu sunt nebună. Păi nu, că așa fost de dans, nu toate dansurile trebuie să fie pe... Am o horă pe... N-am zis chestia asta, dar eu nu pot să numesc și a făcut Deia Codrea dans. Bine. Numesc mișcări lascive. Păi, hai să mergem mai departe puțin și să aflăm din partea juraților dacă a făcut bine sau nu Deia în fața lor, te rog. Bună seara! La tine mă așteptam, fiind vorba de un așa personaj, fiind vorba de faptul că erai filmată de Macara și de girafa aceea, deci puteai să profiți de asta, să te fi întins, să fi fost mult mai lascivă. La un moment dat ai avut niște mișcări de-asta de mâini. E bine, dacă tot, ca și cum ai scoate niște mănuși, de ce n-ai avut niște mănuși? Apoi ți-a căzut o parte din rochie. La o astfel de melodie, când ai un astfel de rol, nu mai aranjezi rochia. O lași, pentru că asta face parte din regie. Produsul, outfit-ul în sine, e frumos, e drăguț. Da, se poate mai mult, nu? Ești aproape de personaj, ca și perucă, machiaj, da? Dar poți mai mult. Eu în seara asta voi puncta în primul și în primul rând, pe lângă ținuta pe care o abordați și mă rog, sigur, dacă există un moment, veridicitatea personajului ales de voi. Pentru că tu, din punctul meu de vedere, trebuia să mergi exclusiv în ceva tip Mia Farrow. Și atât.
Tu n-ai nicio legătură nici cu Linci, nici cu Rossellini. Adică nu că nicio legătură, zero. Diferența este că ai tu legătură cu Linci. Atunci s-a gândit că și concurenta să aibă o legătură cu Linci. Nu, așa că s-a gândit la asta. Nu, nu. Ei, nu s-a gândit la asta. Ai ales personajul Isabella Rossellini din Blue Velvet. Pe bază sincer, de ce? Sincer să fiu, am căutat filme. Mie îmi plac filmele, adică dacă m-aș fi dus ca zonă, m-aș fi dus într-o zonă retro. Mod cert, da. Eu așa m-am dar gândit. Dar tu te-ai gândit când ți-ai văzut machiajul capului, de exemplu? Machiajul, scuză-mă, parcă puteai să... Mă rog, machiajul ochilor și părul. Tu te-ai gândit că ai fi putut să faci o Elizabeth Taylor Cat on a Hat in Roof? Te-ai fi gândit la chestia asta? Nu ți-ar fi părut că ar fi fost un pic mai spicy, un pic mai... Ori revenim la aceeași problemă. Bine, scuză-mă că n-ai terminat. Într-un furou alb ca al lui Măsamare. Într-un furou, pur și simplu într-un furou și pasiunea, dacă ți-ai fi desenat și alunița cu tipul acesta de coafură și de machiaj, ai putut fi Elizabeth Taylor, dar mi-e frică. Nu te-ai gândit pentru că întotdeauna visați babauri, lucruri pe care v-am spus, revin la aceeași poveste over and over again. Nu, deci nu vedem personalitatea voastră. Peruca stă ca Lene Ceaușescu, să merge Dumnezeu, arăs ca Ceaușesca, dacă era mai șatenă, era Ceaușesca. Rochea nu spune nimic, personajul nu se apropie, dar și eu voi puncta în seara asta felul în care vă apropiați de personaje. Iar dansul pe care l-ai făcut acolo a fost o scârțeală, zici că te spălai cu gel de duș. Pe cuvântul meu, donare. Hâț, hâț, hâț. Iată că începem seara în forță, eu rar dau nota asta, dar este o dezamăgire. Oh. Bandul a fost splendid, nota e pentru band. Nu, nu, aici clar. Tu știi că eu sunt corect, unul dat din partea Raluca a fost extrem de dur, gratuit și n-am înțeles super Raluca. Dă publicului ceea ce crede ea că și-ar dori publicul să vadă la ea. Lucrul ăsta, sincer, regret, pentru că mi se pare că undeva este adevărata Dea care se ține ascunsă de frică, eu știu că nu va fi plăcut așa cum e cu adevărat, nu știu, ceva de genul, oi fi un psiholog prost, habar n-am, nu știu. Zic, ea vrea să aibă o cultură vastă cinematografică, o cultură vastă muzicală, vine numai cu Aura Orzicene, cu cum le cheamă zisei, zic, pe aia cu drăguță, Marina Voica. Marina Voica. Vine cu Marina Voica pe aici, vine cu franțuzisme, cu David Lynch, cu băi nene, alo. Exact cum i-am spus și în celelalte ediții. Personalitatea ta, reală. Cine ești tu? Păi cine ești tu? Eu nu mă las până să în această competiție, până nu o văd pe ea. Băi, ei n-are cum să-i placă David Lynch. Dacă îi place așa de mult, vreau să vină acum aici să spună filme din filmografia lui David Lynch. Personaje epice, create de David Lynch. Mulțumesc. Mulțumesc. N-am început deloc bine seara. Asta e ideea. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Eu sunt plictisitoare, fadă, n-am ținute, sunt praf, adică deja mi se pare că sunt la polul opus față de cum am intrat. Și ok, dacă e așa, nimic plec acasă și știu exact cum se pleacă acasă, așa se pleacă acasă. O să fim cu ținute din ce în ce mai proastă, să iau steluțe mici, oricum de-astea nominalizări o să am că sunt o grămadă din partea cealaltă. Ce? Dar nu crezi că poate îți atragi toate chestiile astea, inclusiv note mici, inclusiv pentru că nu... Te retrage acolo. Dar nu sunt retrasă, așa sunt eu. Eu știu că așa ești. Păi și atunci de ce? Nu vreau să fac cir, nu vreau să fac tumbe la televizor. Sunt alte persoane care fac asta. Chiar nu am de gând. Asta e pătrățica mea. Nu fac doar asta în viața de zi cu zi. N-am de gând să mă transform într-un clown doar ca să prindă. Că nu, cum, eu așa sunt. Și dacă acest fel al meu de a fi nu prinde, cum n-a prins nici Gina, cum n-a prins nici altul, e ok, plec acasă, pentru că asta îmi doresc. Nu mai. Oricum nu o să plângă nimeni, nu e nicio tragedie. Am doar ținute frumoase, poze frumoase, de tot. Dea nu trebuie să plece. Cum să plece? Dea este... Dei, poate să plece. Poate să plece. Nu merită Dea să plece. Alte persoane merită să plece. Nu tu, Dea. Știi exact ce spun. Vrea să pară o victimă care a intrat într-un... într-un cerc dubios în care ea este foarte sensibilă și... este atacată din stânga și de dreapta de anumite hiene și ce să facă și ea, sărăcuța se apără cum poate prin vorbele ei foarte dulci și prin cultura generală pe care o are. Ce te doare cel mai tare? Pentru că nu sunt apreciate, sincer. Nu pot să zic că nu sunt un personaj în condițiile în care băi, nene, am făcut un personaj care mi se potrivește. Mie mi se spune de la începutul emisiunii că sunt retro, că zbobească, că nu știu ce. Asta am făcut. Cred că de ea muncește și cred că așteaptă să fie apreciată pe măsura muncii ei. Eu am mai spus-o eu într-o gală că
pe mine mă inspiră ceea ce face ea, fiindcă se vede că e o fată citită, informată, ea are cunoștințe cu adevărat. Eu fur curent, dar am mai spus-o deja, știi? Dar ea e o fată informată. Dar acum cred că e și un pic sensibilă, cam sensibilă. Înțelegi? Am mai avut momente de-astea de breakdown când așa și și-a revenit. Eu cred că o să-și revină și după chestia asta. Am o ținută retro, de inspirație retro, mi-am luat pantofi retro, capul, make-up-ul este făcut retro, am făcut de mine de un moment, n-am venit singur, am luat un band, m-am chinuit așa cum își spăl eu cu gel de duș să fac un moment. Adică, sincer. Ce să-i spun? Că rochia nu era frumoasă? Că rochia nu era urâtă? Că ce să-i spun? Da, era o rochie nici frumoasă, nici urâtă, pentru că dacă mă întreb, nici foarte frumoasă nu era. Cum pantof negru a sezonat și el cu niște cristăluțe? Și punct, și asta e și gata. De unde supărarea? De unde supărarea? Eu cred că fiecare lucru are un început, un cuprins și un sfârșit. Și eu, nu altcineva, a ajuns la punctul ăla. Adică, în ce sens? În toate sensurile. Pur și simplu consider că nu mai pot mai mult de atât. După o Isabela Rossellini nu foarte reușită după spusele juraților, merge mai departe către un personaj masculin. Oana Radu a ales să pună asta în scenă. Sunt curioasă de nu mai pot. Să vină, Oana. Să vină. Wow, domnule, ce apariție! Bun găsit, Oana Radu! Seara. Dacă mai aveți nevoie de lămuriri, o să vă ofer, da, lămuriri. Vreau să dau o singură lămurire, că nu sunt un personaj bărbătesc, este un styling inspirat de Joker. Aia este un ok, dar personajul de la care te-ai inspirat Jokerul este... Da, este Jokerul din Suicide Squad. Exact. Celălalt este Portocaliu. Jared Leto, Joker din Suicide Squad. Te rog. Și e pictată de mine haina. Ia să vedem. Pe cuvânt, este trenciul albastru pe care l-am purtat într-o altă ediție și l-am pictat cu spray din acela de lemn. Jur, am... Ești foarte creativă. Am muncit foarte mult și peruca tot eu am făcut. Ești ceva de o creativitate rară. Mulțumesc. Mai lăsa mut. Mulțumesc. Îmi place. Bine, vedem cum apreciază jurații personajul tău și personalitatea ta presărată printre rânduri. Bea. Îmi place mult de tot, deși inițial mă gândeam la iubita Jokerului. După am înțeles și costumul și tot. Mi se pare că ți se potrivește mult de tot. Mulțumesc, dar vreau să știu, există ceva corect? Păi dacă am zis că îmi place, există, da. Dar există ceva ce nu-ți place de ea? Nu știu ce să zic. Să știu că nu am lipițățele cu scoci, voi am inițial, dar... Îmi place dar... foarte mult accesorizarea, mult de tot. Și faptul că ai tatuaje, mă duci cu gândul la personaj. Bun, ce să zic, Oana? Te așteptai? Simt că seara asta voi rupe fâșul. Din Balonzaid. Păi da, da, dar nu înainte de a afla părerea lor, Oana. Abia aștept. Sărbătorim după aceea, dacă e cazul, în fața juraților. Bonsoir, dragă. Nu înțeleg această recurență psihotică a acestor botinuțe, cizmițe elastice, care devin deja un trademark și este foarte ok, dar dacă nu participi la Bravo Ai Stil, adică cetățenele din fața ta ca jurate își pot, și jurații își pot permite să aibă un trademark, pentru că noi nu concurăm.
Dar voi concurând, nu poți să-mi vii luni în botiniță, marți, nu, miercuri botiniță, joi, este nu. Este prima oară când le port. Nu. Același tip de botiniță. Și cine spune chestia asta că n-am voie să port trademark? Cine spune că n-am voie eu să fiu un trademark? Poate eu vreau să inventez un model de cizmă și vii să-l promovez aici la Bravo Stil. Dacă e, din punctul meu de vedere, și dacă este fashion și aprobat de niște, hai să nu zic designer, dacă e aprobat de niște oameni care fac niște styling-uri mari în lumea asta, domnul Muntanu vine și spune că nu, n-ai voie tu să ai trademark, că tu ești concurentă. Eu nu sunt o simplă concurentă, eu sunt un artist care are voie să desfășoare cum vrea și cum dorește. Asta este tot? Ce anume? Este tot greșit, adică? N-am spus că este tot greșit, am spus că devine repetitiv în ceea ce te privește. Cămașa albă, ceva tip smoking și botiniță elastică neagră în picioare. Okay. Am înțeles, ți-ai făcut machiajul tip Joker, nici în personaj nu te regăsesc. Eu. A, o regăsesc? Eu! Acum că tu o regăsești... Oamenii care mă cunosc știu că mă regăsesc nu te total. Cunosc, fetiță, îmi pare rău, dar chiar nu te cunosc așa la modul ăla, că n-am cum. Încă o chestie care nu se apreciază în emisiunea asta, că e foarte ușor să împrumuți lucruri și eu vin cu niște lucruri care sunt din garderoba mea personală. Adică eu n-am venit niciodată nici cu gerzi luate, nici cu ceasuri împrumutate, nici cu diamante. Deci am venit, eu cred că despre asta este stilul, să vii să arăți ce ai tu, ce poți tu să oferi publicului. Mie mi s-a părut interpretarea foarte bună, accesorizarea îmi place la nebunie, gesturile și personalitatea ta se aseamănă cu cele personajului din Suicide Squad, repet. Nu alți Joker din alte filme interpretați de alți actori. Jared Leto în Suicide Squad. Mi-a plăcut mult, mult ce ai făcut. Mulțumesc. Simplu. Ei, no mercy. Da. Eu pot să spun că nu. Am regăsit-o tot pe Oana în mișcări și din păcate. Adică tot ce ai făcut sunt mișcările tale frumoase, sexoase, pentru că tu ești sexoasă, dar nu am regăsit mișcările Jokerului, personajului. Iară ce nu suport eu și nu suport la o femeie, indiferent că intre sau nu într-un personaj, să se țină cu mâna de zona aceea și să imite bărbat. Păi oricum ea a fost destul de soft față de ce face George. Nu emană feminitate, emană altceva, mi se pare vulgar, dar... Dacă vrei să te duci către zona personajului, care oricum n-a fost din punctul meu de vedere, asta este. Dar și așa? Notele sunt, da, că acum trebuie să dăm și note. Mi-a căzut și cercelul. Na, da, uite-te. Complet în seara asta. E, uite, așa vreau eu să-i dau. Na, 4 plus 1, 5. 5. Cum? 5. 5. Dar de ce ai mai serios? Pus un plus 1 acolo? Pentru că mi s-a părut că eu dat colegii notă prea mică și am zis să-i dau maxim, că mie mi-a plăcut de amune. Păi atunci mai scad eu unul. Mulțumesc. Nu fi câr, nu fi da, mori, scade, dacă face de-asta aia cu noi. Mulțumesc. I-am văzut ce notă de dusere și de-aia am pus de ce plus te uiți la noi și pom o faci de-asta? Mi se pare că e exagerat, aia nu era ținută de 5. De-aia am spus din timpul, i-am spus chiar în timp ce făcea chestia asta. Că aia nu mi s-a părut ținută de 5, performance de 5. Orice vrei tu de 5. Nu mi s-a părut. Oana Radu îmi place mult, mult, mult. Repet, Joker este preferatul meu. Unul din personajele mele preferate, all time favorite. Țiplă. Și piesa aleasă, accesoriile, totul mi-a plăcut. Dați-vă notă mare, Oana. După s-a declanșat Joker, mare. S-a declanșat mare, exact. Am văzut. E, vedeți voi ce faceți cu ea. Sau puteți să vă luați privirile din partea Ralucăi Bădulescu și să le ațintiți către scenă. Pentru că, după un Joker senzațional, cum a spus Raluca Bădulescu, urmează un personaj care a sucit mințile bărbaților și a pus foc acolo la inimile lor. Oare pe cine interpretează în această seară? Roxana Nemes.
Cătălina că am refuzat, poți să continui. Cătălina că am refuzat. Da. Bine ai venit, Roxana Nemes. Dar ce bine îmi pare că ai venit. Aș vrea chiar acum, acum să iau pulsul juraților. Chiar acum și pe-al meu? Păi, da, da. Mi-a plăcut. Dar nu, 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 pulsul, doar pulsul, nu, nu ne spune chiar așa tot. Stai că îl iau eu, pulsul, să-i iau eu. Da, da, ia-i tu pulsul, te rog. Mi-a plăcut aici, mi-a plăcut, mulțumesc, Raluca. Dar te așteptăm oricând. Poate te bagă în juriu. E ok, e ok. E ok. Încearcă, îndrăznește. E ok, e ok. E în regulă, poate cam tare. Poate cam tare, dar inimioară e bine să bată tare, nu? Da, acolo am spus, dacă nu face ceva cu canapeaua aia, o nenorocesc. Ai făcut ceva aici, e bine și așa. Mai ușor cu domnul botezatul, că este al meu. Ți las, Doamne ferește, nu. Păi prea mult l-ai consultat, draga mea, poate vrei să te consult eu pe tine. Nu, 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 e ok, am acasă, e în regulă. Păi dacă ai acasă, de ce te duci? Suntem prieteni de mult. Da, da, dacă el mi-a permis să... Nu-mi plac gesturile tale față de domnul botezatul. Nu e foarte încântată, Andreea, dar uite, cumva, parcă Roxana a premeditat acest moment, pentru că a declarat că fetele din cealaltă tabără, adică Cristina, Andreea, Oana, sunt mai acide. Cine, Roxana? Ce se întâmplă din corp? Ce se întâmplă, doctore? Sunt mai acide, ce vreau. Nu m-aș duce acolo. Sunt foarte ok să revenim. Dar sunt puțin mai acide. Mie îmi plac oamenii calzi. Și mie puțin frică de eu. Nu mai duc să mă mai întâlnesc. Dar ce e mai acidă? Donciu sau Cristina? Bia și cu Andreea, cred. Bia? Bia? Bia, uite aici. E blondă. Dincolo. Ia uite pe Cristina Aguilera, nu știe unde e Bia. Ba da, și ce cred că nu pot vorbesc dacă ești de față sau ce? M-a întrebat cine e mai acid din punctul meu de vedere. Tu cu Andreea sunteți, nu? Părerea mea. Nu! Mai eu sunt cea mai dulce. Păi m-a întrebat, mi-a spus o părere, indiferent că ești aici, iartă-mă, eu nu mă ascund. N-am voie. N-am voie dacă ești de față? No. Trebuie pe la spate? Au, țineți-vă bine că a venit Teo. Și dacă o deranjează... Că ea trebuia să fie aici cu voi. Da, da, a plecat. Fiecare merge unde se simte mai bine, acum ce pot să zic. Ce nu-i convine să plece. Eu zic că... Ce crezi, că plâng pe cineva? Roxana a ales grupul greșit. Dar ce? Dar nici cum mai primesc când acolo. Sora mea, odată ce l-a plecat, plecat ești. Ei, grupul de succes aici se află. Eu am zis și repet. Oamenii care sunt volubili, deschiși, sunt adevărați, cum se spune. Cei care sunt mai... Iulian, faci dinții după aia? Tăcuți așa și zâmbesc frumos. Doamna, poți să-i rădăși? Nu prea poți să știi ce se întâmplă în sufletul și în mintea lor. Mie-mi plac sucurile acidulate, deci n-am nicio problemă. Am spus într-adevăr, m-au întrebat cum a fost dincolo, pentru că m-am dus să-mi aranjez de părul. Și m-au întrebat cum sunt celelalte fete. Și am spus, sunt foarte ok, mi se pare că Andreea și cu Bia sunt puțin mai acide, într-adevăr. Deci eu nu dar nu, stai puțin, nu, nu, nu. Și am spus că mie îmi plac mai mult, prefer cumva în viața mea oamenii calzi. Asta nu înseamnă că e rău să fii acid. Dar unde preferi? Uneori câștigi cu faptul că ești acid. Adică nu e un defect sau nu știu, n-am vrut să sune foarte urât când am spus chestia asta. Din contră, eu mi-am spus părerea, mi se pare puțin mai acid, adică în sensul, bă, spui lucrurilor pe nume, adică nu e rău. Dar să știi că și oamenii reci sunt de treabă. Asta spun. Asta spun, că nu înseamnă că ești un om rău. Nu înseamnă că ești un om rău. Eu prefer oamenii calzi. Este o părere. Bia era de față reci, când am spus. Nu? Adică eu, în primul rând. Nu știu ce zice Roxana Nemes. Ce înseamnă acid? A fi acidă? A spune ce gândești înseamnă să fii acid? Și asta de a pune totul la comun, eu niciodată nu vorbesc la general sau despre mai multe persoane la un loc. Eu vorbesc despre fiecare nominal. Zi, Cristina Șișcanu, spune despre mine ce ai de spus. Nu, eu nu sunt nici Andreea Tonciu, nu sunt nici Oana Radu, nu sunt nici Bia Rus. Da? Deci suntem total diferite. Vrei să vii să mă măsori și pe mine? Să vezi cât de caldă acum, sunt? Acum, peste. Nu te regăsești în spusele Roxanei, Andreea? Normal că nu. Păi și de ce crezi că și-a făcut părerea asta despre voi? Abia ce ai intrat în competiție. Chiar nu știu. Nu este obișnuită cu fete
Și ai greșit, draga mea, să știi că eu cu Ana suntem cele mai acide de acolo. Ea este foarte tăcută în ultima perioadă, deci părată. Nu prea ai fost cam de multe ori la noi în vizită ca să îți dai bine cu părerea. Probabil, îmi cer scuze dacă te-am jignit, nu, dar supărat. Nu mi se pare că este o jignire. Adică, dar chiar nu e o jignire. Nu, n-am zis. Să știi că eu nu sunt sensibilă, poți să mă jignești că nu mă supăr. Să știi că de multe ori chiar recunosc, mi-aș dori să fiu poate puțin mai acidă, știi? E foarte bine să fii în viață așa, adică chiar nu este o jignire. Bine, atâta vreau să te mai întreb. Te-ai mutat cu fetele? Da, acolo, în tabăra cealaltă? Da, dar deja... Te vede! De ce? Vin foarte des la voi. Adică păi vii chiar... să faci părul, nu vin vizite. Ați primit pentru noi. Da, dar trebuie să treacă teste. Dar unele a trecut. Am seara asta, da. Perfect. A, ia uzi, se naște o frumoasă prietă. Păi chiar zice că naște. Nu mă mut, nu mă mut dincolo, pentru că sunt foarte ok unde sunt, de unde m-am dus prima dată, îmi plac fetele de la make-up, îmi place atmosfera de acolo, îmi plac energiile, nu mă mut. În această seară, Roxana Nemes este... Cine? Roxy Hart. Sau Cristina Aguilera în burlesc. Ia, șoc. Dar ce mai cântă odată? Da, luați, vă rog, fețele juraților. Burlesc? Exact! Cu share, dar pozele astea nu sunt un film. Stai puțin, pozele astea nu sunt... afară. Ideea este că mi se părea că este René Zellweger în Roxy Hart. Exact. Da. Andreea? Mi-a plăcut tare mult momentul tău, dar să știi că nu îmi place cum ești îmbrăcată. Nu-mi place... Nici nu știu ce să-și da, ciorapi, nu știu. Dres. Mie îmi plac. Eu aș fi văzut tocuri foarte înalte. Nu prea poți să dansezi cu toc foarte înalt. Ca să fii super sexy. Iar asta de aici, de la gât, nu-mi place. Îmi place cum stă cu peruca asta, îmi place machiajul, dar ținuta, nu. Auzi, zi-mi o piesă de-a lui Roxana Nemes. Poftim? Deci am primit o întrebare care, jur că nu știu ce să răspund, vă supărați pe mine. Nu vreau să înțelegeți greșit. I don't know. Because I don't know. I don't know, sorry. I don't know. Hai acum să ascultăm ce au de spus jurații. Roxana în fața lor. Pe aici, Roxana, pe aici, Roxana. Da. Roxana, bună seara, deci bună în concluzie, seara. Welcome to Burlesque. Mulțumesc. Și mulțumesc, tu ești very welcome în gala noastră, dar nu știu cine ești. Dacă erai Roxy Hart, pentru că inițial am crezut că ești Roxy Hart, să zicem că ceva din rochia pe care o porți ar fi adus cu rochia pe care o poartă René Zellweger, vorbesc aici, în Chicago, să zicem, pentru că era cu totul alt tip de rock, mă rog, ideea însă era aceeași. Dar, fiind Aguilera, costumul are nicio legătură cu rochea, sincer, cu mâna pe suflet, nu e prea reușitică. Și cam... Da. Mă rog, cam... las pe... Eu pot să spun mai mult, pentru că eu am făcut costumele pentru cabaret. Peruca nu-mi place, guler nu-mi place. Odată. Doi, am făcut costume pentru cabaret burlesc. Deci îți dai seama, peste 300 de costume, dacă stau să le însume. Atunci știu cu ce se mănâncă din toate punctele de vedere. Tu astăzi nu ești... Eu mă gândeam la un Catherine Zeta-Jones din... Nu, tot din Chicago. Tot nu. Din Chicago. Mă Velma, gândeam, cum o da, 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 dar... Nu e. Era mă duce brumeta. Cu gândul... Ai elemente, să nu te super pe mine. Nu. Ai elemente de sex shop, puțin, așa. Da. Made. Mi-a plăcut ce ai făcut aici. În schimb, noroc că ai avut prezență scenică, ai umplut scena, ai umplut tot. Și pentru asta vei avea ceva de câștigat. Dar în rest, ținuta nu este... Eu cred că cât ați evoluat, toate cele trei fete pe care le-am văzut până acum au înțeles greșit tema. Roxana s-a discutat deja, bonsoir, faptul că nu trimiți absolut deloc nici la burlesc, nici la Aguilera. Dar lăsând la o parte chestia asta, este una dintre cele mai slabe ținute pe care le-am văzut în ultima perioadă. Ea nu înțelege o chestie mai foarte importantă totuși, are ceva extrem de pase în poziție, în styling,
în abordare, foarte pasei, asta trebuie să înțeleagă. În același timp se vede că fata are scena în sânge, pentru că dansează, are mișcări. Am văzut-o de prima oară, de când a intrat, sau a doua oară, nu mai știu, a doua zi, pe scenă, la defilare, are aia de cântăreață. Ai fi luat unul, dar am dat doi pentru momentul artistic pe care l-ai desfășurat și pentru energia ta. Mulțumesc mult. Și așa și de încurajare puțin, în fine. Idem. E prima dată, e prima seară cu temă. Repet, dacă ar fi fost să-ți dau după outfit, mai ales că am făcut atâtea, ai fi luat tot unul. Dar pentru încurajare. Am noroc că sunt artistă, măcar un pic. Da, ești, da, cu siguranță, da. Contează și asta. Da. Mulțumesc tare mult, Roxana. O să-mi revin. Mulțumesc frumos. Deci, asta care sunt la noi, nu că sunt mai fraier, dar lasă-mă să vorbesc, că niciodată mă las să vorbesc. De ce să taie la montaj? Nu tăia de niciun montaj. Trebuie să taie ceva la montaj. Nu taie la montaj. Trebuie să taie ceva. Bă, nu, să nu taie la montaj, că niciodată mă las să vorbesc. Așa, deci, aici sunt fete care, poate că nu sunt de calibru, dar trebuie să înțeleagă chestia asta. Că să-și iau un stilist. Bă, nu mă lasă-mă, niciodată mă lasă să vorbesc. Dar nu, la toate emisiunile la care mă duc, toată lumea, inclusiv acolo, din casă, orice producă, lasă-l și pe el, lasă-l și pe el. Nu mă lasă, frate, nu mă lasă el. Mă, să mare încălătare de urât. Am vrut să fiu sexy, mi-a ieșit? Da. Da, eu foarte sexy să fac ceva cu caii ăștia și mi-a ieșit chiar o mizerie, sper că nu s-a filmat. Nu, că eram eu prea suavă și prea delicată aici pe canapea, deci stai liniștit. Perfect, regiu, perfect. Mergem mai departe, eu vreau acțiune în emisiunea de astăzi. Acțiune. Și am stat de vorbă cu fetele, cu Cristina Șișcanu mai exact, și mi-a spus: stai liniștită, Ilinca, am tot ce e nevoie, vine Cristina Șișcanu! Arde, feriți-vă, vă rog, a venit Cristina Șișcanu. Bun găsit, Cristina. Auzi, și după toate astea, pot să iau și eu ăsta mic de jucării? Bine, toate sunt de jucării, da. A venit Cristina cu arme, mitraliere, nu știu ce. Fleac, ne-a ciuruit. Pistol cu apă. Cristina, musai să vorbim un pic despre personaj. Cine credeți? Păi m-am gândit de 7 ori. Angelina Jolie. Aici, domnul și doamna Smith. Aia este. Lara, hai Croft, să vedem. Poate la mai multe. A, te-ai gândit și la Lara Croft? Nu, după este aia, Angelina Jolie primatură. Exact. Era. Da, e. Hai, mă, am mai avut un moment. Ia uite-o. Când erai cu ăla în camera de hotel. Calina, hai să vorbim un pic. Cristina aici prezentă. Ai spus, sigur, că după părerea ta nu merita steluțele pe care le-a primit
la ținuta cu trench din edițiile trecute. Evident că a mea mi s-a părut mai bună, normal. Eu nu cred că ea, cu atunci cu pantonul ăla, exact, a avut o ținută mai bună ca a mea. Da. Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Mie nu mi-a plăcut. Cum era ținută a mea și cum era ținută ei. Că era spectaculos, dar atât. Atât, era o piesă spectaculoasă și chiar mi se pare că a avut atitudinea potrivit în defilare, că tot zice că a început să muște un pic mai mult. De asta cred că va urma chiar și mai mult azi. Hai să fie un personal. Ea la început, când a venit, se îmbrăca mult mai diferit, adică mult mai normal. Nu știu cum să-ți explic. După pandemie, pe timp de pandemie, eu am observat niște mici schimbări de stil la ea. Deci cred că pe timp de pandemie și-a luat stilista, așa o văd eu. Acum nu știu. Cum, Andreea? Poftim? Ce ai spus? Râde așa ca un copil de la fără minte și mă bufnește râsul și nu pot să mă abțin. Da, poftim. Ce să zic, Ilinca? Nu mai zic nimic. Hai să comentăm ținuta, zic, nu, Cristinei? Păi da, dar până la ținută am înțeles treaba asta că tu consider că ținuta ta a fost mai bună. Tu câte stele ai primit? Evident. Tot trei, dar tot am trei. Zis că jurații au zis că ținuta ea a fost cea mai bună din platou și am zis că mie mi s-a părut a mea. Ce să vezi și să nu crezi. Ți s-a părut doar. Mulțumesc, ce să zic. A fost părerea mea, normal, n-am voie să spun părerea. Ba da? Asta zic. Sigur că da, chiar vă încurajez să vă susțineți punctul de vedere, cu siguranță. Dar până acum, cumva stilul Cristinei ți se părea unul normal? Da. Iar acum, dintr-o dată, consider că și-a luat stilist? Da, consider că pe timp de pandemie ceva s-a schimbat, s-a întâmplat. Așa consider eu. Mm-hmm. Da, i-auzi, Cristina. Am citit mai mult despre trenduri, despre combinații. Da. Păi, ți-ai luat sau nu stilist? Nu, dar intenționez. Am spus și data trecută că nu mai pot. E greu, mai am nevoie de ajutor. Eu oricum am avut oameni cu care m-am sfătuit, de la care luam diverse obiecte vestimentare, care îmi făceau lucruri. Dar, na. Cum arată ținuta de astăzi? Cum a arătat momentul? Îmi place. Mie îmi place foarte mult Cristina. Îmi place că este o femeie foarte frumoasă din toate punctele de vedere și îmi place foarte mult această atitudine. Mi se pare că îi se potrivește foarte, foarte bine și îmi place. Mulțumesc. Și cum ești îmbrăcată. Doar că, exact cum a spus și Moris, cred că ei vor să ne vadă și pe noi acolo. Oho, ce m-au văzut pe mine aici. Exact. Îmi dau seama, dar nu, tu arăți foarte bine în această seară. N-am ce să comentez. Că tu mergi așa la hotel, eu îți garantez. Nu mai ești 3 zile de acolo. Și asta, și Mădălin se mută acolo cu tine. Am înțeles. Bine. Până acolo trebuie să trecem un pic de jurați, de jurizare. Hai să vedem ce au de spus în fața lor, Cristina. Da, bonsoir. Băiatul care te îmbracă trebuie să învețe să lucreze cu zona asta de aici, pentru că tot timpul dă greș aici. Masiv, major, tot timpul. Să învețe un pic să îmbrace ce trebuie să îmbrace și să dezgolească ce trebuie să dezgolească. Asta, unul la mână, da. Că este un băiat, nu o fată. Doi, la mână. Mi s-a rupt. Dacă îi spuneam de Codrea la primul moment că nu regăsesc în Isabella Rossellini, păi pe tine, Feliță, nu că nu te regăsesc în Angelina Jolie. Este ceva mitraliat complet, vorba ta. Nu mă trimiți acolo, mă trimiți la o combinație între Rahan și Xena, în niciun caz la Angelina Jolie. Rahan eu aici, la păr. Eu aici, de la un tot. Eu aici nu voiam să văd nici costumații de scenă, nu voiam să văd nici corp de balet, nu voiam să văd nici unul la unul la modul ăla, cum să spun, previzibil costumat. Uh-huh. Voiam să o văd pe Cristina Șișcanu interpretând un rol dintr-un film cunoscut, dintr-un film celebru, care să îi se potrivească foarte bine, care să o pună în valoare, nu care să facă un statement voit agresiv, încercând să mă convingă sau să ne convingă că este definiția forței și a sexualității.
îmbrăcată în latex negru, care nici măcar nu avantajează. Sunt de acord cu Moris în anumite privințe, categorii, că nu vreau așa un personaj unul la unul. Sunt de acord cu Moris total, asta vreau să spun eu, dacă nu spune el, că aici, în zona asta, trebuie să lucrezi, tu ai un corp perfect, dar atunci când îl strângi, devine... Cred că nici nu m-am îmbrăcat cum trebuie acum. Devine ca un, știi... Și da, nu dar e, nici nu m-am îmbrăcat cum trebuie, păcat. Pentru că trebuie mult timp ca știu, să latexul, atingi astea pe latexul mine. E foarte delicat de purtat și tocmai de aceea, colegii mei știu, eu nu-l agrez. Nu-l agrez, nu-l suport, mi se pare vulgar. Nu în situația ta. Acum este altceva. Sunt momente în care, da, îl agrez, dar nu-l agrez pentru că, uite, vezi, se întâmplă chestia asta. Tu ești o tipă... Explozivă. Foarte în forță, așa. Nu știu, da. Mie mi se pare că rolul acesta pe care ți-l ales face parte din personalitatea ta. Dacă te vedeam venind vreo plăpândă printre lanuri de lavandă, crede-mă că aia n-ai fi fost tu niciodată. Corect. Când te învârți prin lanurile alea și mergi pe la malul mării, aia nu ești tu. Agresivitatea asta și tipologia asta ție ți se potrivește. Te regăsesc în acest rol. Da. Sunt sigură că ți-a făcut plăcere să te îmbraci așa. Eu am recunoscut personajul, aș fi ales ori un personaj din Sin City, în locul tău, deși mi-a plăcut și Angelina Jolie, ori aș fi încercat un Kill Bill, dar mă rog, care sunt mai iconice. Măi, aș fi încercat, care sunt mai iconice, dar mie mi-a plăcut. Sincer, bravo. Nu te așteptai. Mi se pare o concurentă puternică, mi se pare o concurentă care a înțeles ce înseamnă spiritul de competiție, mi se pare că e articulată, nu bate chiar câmpii când le spune ce le spune colegelor, deși uneori poate să o ia un pic așa să derapeze și ea, dar în sfârșit eu am fost atent, am citit printre cuvinte și aș putea spune că da, e o concurentă cu alonjă. Mie a plăcut mai puțin, dar îmi place și Șcan în general. Hai mă cât am păcărit. Mamă, ce note, Cristina! Sunt mari că nu știu ce a fost înainte. Păi, sunt cele mai mari de până acum. Mulțumesc frumos! Felicitări, mulțumesc, Cristina, mulțumesc și eu! Și Șcanul lucrează cu stilist miliard la sută, sută la miliard, miliard la catraliard, fără discuție. Dar este ori un stilist foarte bun, ori le trece prin filtrul personal ținutele, pentru că toate ținutele pe care le poartă îi vin bine și se potrivesc personalității. Pupii de la Bia este plină de surprize, mai ales în seriile care impun un anumit concept. E imprevizibilă din punctul meu de vedere, nu știi niciodată la ce să te aștepți. Exact asta se întâmplă și în minutele următoare. Bia, rus.
Mulțumesc! Oh, pupii de la Bia! Pupii de la Bia! Bună seara! Draga mea, ești perfectă, ești vedetă, ești celebritate, ești cine vrei tu să fii. Important e că am zâmbetul pe buze și vreau să fiu Julia Roberts. Julia Roberts, da. Vrei să fii? Și mireasa fugară. Ia să vedem! Și să spun și ce m-a inspirat. Ce te-a inspirat? Poza cu domnul Morris în ținuta roșie. Stai, stai așa, stai așa. Deci prima oară, da, avem pe Julia Roberts. Mamă, sunt da, identice. Uite, măi, zâmbetul, zâmbetul, filmați-mi zâmbetul. Zâmbetul, da, perfect. Sunt tocmai identice. Pentru asta am ajuns microfonul. Vrei un cal pentru ca să vedem exact imaginea? Nu, dacă se pentru pupă. Că mi-am pus... Uite, uite, altă imagine. Mă rog, da. Asta cu calul e, da. Leită. Elocventă, da. Leită. Dar nu, 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 după asta m-am inspirat. Cap tăiat de cal. Leită. M-am inspirat după domnul Moris. Așa. Cu ținuta în domnul roșu. Domnul Munteanu ți-a mai spus, dragă, fie îmi spui Moris, fie domnul Munteanu, că nu-s pedicurista. Richard Gere. Deci, revino. Richard Gere. Învățați, învățați să le spuneți cetățenilor cum trebuie. Nu doamna Ilinca. Fie doamna Vandici, fie Ilinca. Bine, terminați da. Cu sătească asta. Doamna Coca, doamna eu Nela, doamna vă... Mimi. Auzi, tăritel. Da, deci poza mea în roșu Boris. De unde? Nu, Boris. Nu, nu, eu eram în roșu. Dumneavoastră erați Richard Gere Ger. Pentru ah. mine și m-ați inspirat. Eram în cercel? Richard Gere ah. Asta? Da, e ah. exact coperta filmului pisica. Film. E coperta filmului. Asta era noi doi. Richard Gere și Richard Gere și Julia Roberts. Ce arată dragă coperta filmului. Om pe telefon. Vrei să mă duc pe telefon? Păi asta e pisico, n-ai înțeles, asta e coperta. Da. Coperta da. Filmului, coperta sau afișul, că n-am afișul. Da. Și astăzi, da. Astăzi sunt îmbrăcată. Astăzi sunt îmbrăcată așa pentru că e premiera. E premiera filmului. Da. Super! Hai să stăm un pic de vorbă și dragă, cu fetele. Mi-a plăcut povești. La cinema, dar unde e premiera Abia? La cinema Patria. Pe covorul da. Roșu. La cinema Avântul Prăbușirea, fetiță. Pe covorul roșu. E pe covorul roșu, asta e important. Băgat și exact. Pe copertă și tot. Nu contează unde e. Pe oricum, important e că vedem o îmbunătățire. Ce înseamnă asta? Că? Că? Te-ai luat stilist. I-a dat și sanda care seamănă cu aia lui Linca de la domnul Giuseppe. Dar nu-i Giuseppe. E... E după posibilități, pentru că eu mă adresez unui public care să-și permită și o pereche de sandale așa ale mele. Vă răspuns! Vă răspuns! Că nu e proastă! Aoleu, Andreea! Andreea, cum așa? Nu că ar fi avut cineva vreun... Dubii! Ok, uite, vedeți? Hai să luăm cu începutul. Bia, am auzit că ușor, ușor încep să-ți pregătești mutarea. Din rabina fetelor. Cum, Andreea? Mută-te, fata mea. Păi, ce s-a întâmplat? Nu-mi plac de fetele de dincolo. Bia, pentru treaba asta, facem ce vrei tu, cu ce vrei să zi. Ce vrei, zi. Ce ok. Vrei. Bia, vino, faci, dau un timbar, Bia, stai jos, că dau un timbar, peste tu, dau drept pe pic. Ce mănânci, ce vrei? Ce mănânci? Da, dă care vrei, că ia uite câte am două. Niște gene mei, ca vrei ceva. Ia uite câte am două, dă care vrei. Ăsta. Te-ai mutat la noi? Bia? Nu. Nu? Vrei să plec? Nu. Că plec. Nu, nu, nu e nicio problemă. Dacă vrei să plec, plec. Nu te-am mutat, dacă ești curțărat. Tu că te-ai mutat aici. Mă duc să mă... Încerc să... Mă duc să-mi desfac rochia albă. Bia, nici nu mai vreau să vorbesc despre Bia, pentru că nu găsesc nicio cale de comunicare cu ea. Ați văzut și voi cum este. Eu am mai ajutat-o în anumite momente. Ea nici nu apreciază lucrurile acestea. Se comportă ca un copil de multe ori. Nu am ce să discut despre Bia și ce să discut cu Bia, pentru că toate discuțiile cu ea nu duc la nimic, adică la nicio concluzie. A plecat și Bia. Trădătoarea de Bia a plecat, de să nu mai văd Bia. Vezi că a zis că nu-i mai place de voi. Da. Ne-a fost milul de dușman. M-a înțepat drept în inimă. Eu nu accept să fii părăsită. S-a mai spus odată. Da, pe Bia o primiți înapoi până la urmă? Nu. Bia a zis că nu s-a mutat, că nu e adevărat. Păi și dincolo zice că ea acolo stă, că s-a supărat pe Andreea Tonciu. Cât timp eu, Andreea Tonciu, am fost singura, în paranteză Niculescu, am fost singura care am sărit pentru Bia Rus, ea să înceapă cu atacul și cu jigniri, e gravă situația, atât vă zic că este gravă situația. Dacă ea a început cu atacuri și cu jigniri la adresa mea, când eu am fost singura care am sărit în apărarea ei, atunci să-și asume, frate, să fie bătaia de joc a emisiunii Bravo Style.
O spun sincer și cu mâna pe inimă. Acum sunt fascinată de băieți, fetelor. Îmi pare rău, nu mai pot să vă iubesc pe toate. Au, păi și ce, în cealaltă cabină sunt băieți sau ce? Da, sunt. Sunt niște băieți drăguți care filmează și n-am cum să stau numai cu voi, fetelor, așa că veniți și voi să vedeți ce văd și eu. Dar te-au supărat fetele cu ceva, Bia? Nu s-a întâmplat absolut nimic, numai bine, ca să nu fie rău. Eu am avut de ce vrei să te muți? Garderoba mea, nu au vrut fetele să vină cabină la mine. Și acum sunt și la ele și la... Și sunt împărțite, bisericuțe. Uite, astăzi m-am întâlnit și cu Roxana, și cu Alexandra, și cu Cristina. Cu toate am socializat, m-am simțit foarte bine. Și cu Teo Roz am făcut niște glumițe. Nu mai zic de tine, de ea care ai lăsat năsucul jos. Și îmi place rău de tot. Și mie îmi place de tine, Bia. Super! Nu vreți voi să-mi spuneți ce s-a întâmplat acolo în culise, dar vă las să vă hotărâți. Eu am întrebat-o pe Bia. Bia, zic, te muți? Ce s-a întâmplat? Și zic că nu este adevărat, că e o minciună că nu se mută. Deci eu nu mai înțeleg nimic. Eu cred că nu se mută. Care este adevărul, Bia? Ne fierbă, ne fierbe în suc propriu, așa. Bia, zi-ne care este adevărul. Te muți sau nu te muți? Da, mă mut. Te părăsești definitiv și irevocabil? Și irevocabil. Deci nu te mai întorci niciodată la noi. Nu. Ai să vii tu plângând. Deci fii atentă, ai grijă ce spui că... Am grijă. Bine. Noi nu te mai... în primul rând nu-mi place pentru că Oana tot timpul își aruncă cheia de la mașină în culise pe acolo și o confund cu cheia mea. Ce să facem dacă avem două mersane? Altă mașină, nu se mai poate așa ceva. Tot timpul dau de cheia ta, dincolo dau de altceva. De farduri. De ce anume dai acolo? N-au mers ani de fete niciuna. Drăguțe, uite, cum e de ea. Așa au. Frumos a vorbit astăzi cu mine. Doamne, mi-ai măgulit sufletul, draga mea. Dar ce ți-a spus de ea? Că-mi place în ultimul timp de ea. Asta trebuia să-i spui și ai cucerit-o. Eu sunt de părere că... Fii atentă că o să rămânem decât noi două. Hai. Cealaltă tabără vor să ne ia toate fetele ca să rămânem noi două capul răutăților. Hai, viață. Păi și credeți că va pleca și Cristina? Este și o altă strategie, Ilinca. Eu nu cred că va pleca Cristina. Măi, Andreea, dar de ce nu zici și tu către mine în felul următor? Bia, nu pleca. Te vreau în gașca mea. Bia, strategia este să te țin lângă mine. Uite, încurajez pe Oana. Eu sunt aici la jurizare. Uite, sunt plină de emoții, tremur toată. Da, Bia, dar dacă ai făcut pasul ăsta, eu nu pot să te iau înapoi. Tu ți-ai dorit chestia asta, așa este. Hai să vorbim un pic și despre ținută, despre moment. Dea, este foarte bine în alb, Bia. Dar, din păcate, cam atât văd eu în comun cu personajul tău. Adică aș fi vrut să ai cu totul o imagine mai relaxată, cumva ca și când chiar ai fi fugit de la nuntă. Și mi se pare foarte pusă la punct. Nu-ți stă rău. Da, stă foarte pentru bine. Că pot să o iau și pe partea cealaltă. Așa. Domnul Cătălin a zis că putem să ne aducem contribuția la ținută, la cum dorim să interpretăm acest rol. Eu totuși sunt Biarus, uite, vezi ce scrie pe bilă, da? Am văzut. Bun. Deci... Eu așa sunt, mai țăpănoasă, mai... Rochea mi se pare mai cu picioare de copac. Mi se pare că îți vine bine rochea, îmi place volumul ăla din dreapta. De fapt, nu e de la... După care e de inspirație inspirativă. Doamna Dea, n-ați observat acest lucru? Domnul guru al modei. Ia vedeți dumneavoastră, de unde-s buclele alea din stânga și băul acela, de la ce vin? De la foarte multe branduri. Este fix comportamentul unei fete de liceu foarte răutăcioasă, care ea stă doar așa și comentează. Atât. Ok, hai să vedem ce spun jurații despre momentul, personajul și ținuta pe care le-a interpretat și le-a ales Bia în această seară. Te rog, draga mea. Cristina Șișcanu, mi se pare că sunt cățelul ei, știi? Mi-a vorbit așa, pe o tonalitate foarte urâtă și mi-a zis marș. Eu nu sunt nici cățelul ei și dacă, deci nici la cățelul meu să-i zică Cristina Șișcanu nu aș accepta așa ceva. Totuși a fost prezentatoare de televiziune, reporter, ce a fost. Nu are voie să-mi vorbească cu marș, e de prost gust. Da. Nu o regăsesc pe Giulica. Dar nu o regăsesc pe Giulica nici dacă aș căuta-o, cum să spun, dacă m-aș arunca acum în toate fosele astea,
tot n-aș găsi o săraca, nici pe ea, nici pe cal. Calul, mă rog, hai să spunem că ăsta mai seamănă un pic cu calul de pe ecran. Tu cu Giulica, fetiță, ca ținută ca tot Nemax. Tu n-ai avut îndârjirea ei, n-ai avut senzualitatea ei, feminitatea ei în acest personaj. Eu când am văzut așa legată la cap, am zis că te-a lovit cineva cu leoca și ți-a pus un pansament pe frunte. Păi așa e când te măriți. Păi da, da, așa arăți tu. Deci nu, cine ți-a creat acest outfit, ți l-a creat prost, jur. Din față zici că ești o infirmieră sau te-a lovit cineva la cap. Pă bune. Vă place fără? Nu știu, da, 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 îmi place fără. Bă, chiar nu vine nimic acum, să ce-ar putea să facă Bia? Ce-ar fi putut să, pe ce personaj să facă Bia? Păi m-a încuiat, chiar m-ați încuiat. Nu, nu știu. Eu m-am gândit altceva, dar tu ai envizajat o intrare de aia de John Collins în capătul scărorii în dinastiu, cu o haină de-asta glamuroasă, cu niște bijuterii, cu o blană pe umeri, cu ceva pe cap. Că mie așa mi s-a părut, dar asta nu se potrivește cu piesa. Iar ținută în exemplu cum trebuie, iar tu ai respectat tema. Dar a cântat foarte bine și o să-ți dau nota, pentru că oricum văd că ești bine dispusă, iar lucrul o să-l apreciez. Mulțumesc! Piesa îmi place, piesa îmi place. Bine, măcar piesa să sune bine. Măi, și hăinuța asta nu e vreo nasoală, dar... n-are legătură pe aici. Am adus tolba să bagă notele aici. E tolba mare, cam măricic. E cam mare, da. Ar merge ceva mai mult. Ia auzi, Pisi. Mulțumesc și vizionare plăcută în continuare la celelalte colege. Mulțumim. Mulțumim, Bia. Și autodată, fetele cu presupusul, care personaj va fi cel interpretat de Alexandra Ungureanu în această ediție? Nu ne rămâne decât să o așteptăm. Așa crezi? Păi hai că m-ai făcut curioasă și tu și Alexandra. Hai să vedem. Bun găsit, Alexandra Ungureanu! Bună seara! Da, aplauze furtunoase pentru Alexandra, da. Ne bucurăm tare mult! Da, v-ați prins care-i personajul? V-ați prins? Iubita lui Jean! Hai să vedem împreună! Iubita lui Boggy! Lauren Bacall, The Big Sleep! Și Vivian Rutledge, care pentru mine este una dintre cele mai iconice femme fatale din cinematografia acelor vremuri pe care o iubesc. Și când am ales personajul, m-am gândit la Cătălin. La Cătălin te-ai gândit. Dar la voi vă gândiți, fetelor, când alegeți personajele? Păi normal că m-am gândit la gusturile mele în ceea ce privește cinematografia, pentru că ăsta era tema, caracterul, personajul, adică, și evident o actriță pe care o iubesc, Lauren Bacall, mai ales că mama ei era dintr-o familie de evrei din Iași, deci avem
Aveam neamuri pe Broadway. Exact. Și apoi în LA. Păi să ne simțim mândri atunci și să vedem ce zice Oana despre ținută moment personaj. Îmi place foarte mult. Atât? Da, n-am ce să zic altceva. Îmi place foarte mult ce a abordat. Eram sigură că o să abordeze un film vechi. Am înțeles deja că ăsta e stilul ei, pe asta merge, știe că îi funcționează treaba asta, dar îmi place foarte mult. Mm-hmm. Ok, mulțumesc, Oana. Mulțumesc. Bia, de la alb la alb, tu ai luat 4 puncte cu ținuta ta. Și ea o să ia 4 pe linie cu ținuta ei. Îmi place ținuta ta, dar mai mult îmi place a mea. Mua, pupii de la Bia. Deci o să ia 4 pe linie, ai zis? Nu știu, Doamne ajută. În ceea ce privește ținuta Alexandrei, știi, eu i-am spus, diferența între rochia mea și rochia ei e că a mea e cu mai multe zerouri, atâta tot. Cumva stilul pentru Bia se învârte în zona asta de zerouri. Păcat. Ascultăm jurizarea și vedem ce ne spun ei chiar acum în fața juraților, Alexandrei. Să zic eu? Zic tu, Pistilu. Zic eu pentru că dacă ai făcut-o pentru mine, ai făcut-o bine. Uite, să fac o declarație. La început nu mi-am închipuit că o să-mi placă o astfel de femeie. Ca și bărbat. Așa, trebuie să recunosc că mi-ar plăcea o astfel de femeie în viața mea. Așa cum arăți tu în seara asta îmbrăcat. Wow! Bine. Da, asta este, asta este genul meu de femeie. Și dacă asta se dezbracă, este... Cătălin, mai îți place? Cred că da. Chestia marmorată, piele marmorată, senzualitate, chestia asta așa de viperă, ușoară, da, cred că îmi place. Mai lovit în seara asta. Și cu personajul ales, și cu faptul că rochia este foarte frumoasă și bine executată, că m-am uitat și la asta, și cu gestică. M-a surprins, plăcut. E cea mai bună ținută pe care am văzut-o în seara asta în platou, până acum. Mulțumesc. Ești impecabilă. Ținuta, rochea, nu știu, rafinamentul, coafiura, privirea. Măi, te-ai născut? Cred că în epoca greșită. Așa am zis și eu în culise, crede-mă, când am venit. Arăți impecabil, bravo. Mulțumesc. Longeviv personaj și dacă spui că îți place așa mult Bacal, ai observat totuși schimbarea dramatică care i s-a întâmplat la un moment dat în viață, pentru că Bacal până la 35 de ani nu are nicio legătură cu Bacal după 37-40. Și atunci asta mi se pare cu atât mai fascinant. Ai grijă că purta ceva mai multe bijuterii chiar și în tinerețe. Lăsând la o parte, asta e de departe cea mai bună ținută e până acum. Și dacă ar fi să ne uităm pe rând la ținuta aceasta și a ținuta colegelor tale, toate dintre ele, o să înțelegem care este diferența dintre o ținută rafinată și una mai puțin rafinată. E perfectă. Mulțumesc, Moris. Ce îi spune Oana Radu concurentei Alexandra Ungureanu? Mă gândeam eu că o să alegi un film vechi. Pielea asta au înțeles, fetiță, că Alexandra Ungureanu a ales un film vechi. În loc să înțeleagă ce era mai important, că le-a dat clasă și că le-a anulat noțiunea de styling prin apariția ei din seara asta, el a înțeles că a ales un film vechi. Podaseliștii Alexandrei sunt pe gustul lui Munteanu, domnului Munteanu. Că sunt tot din zona aia de Vogue, el, revistele astea mișto, și sunt tot din zona aia și fiind prieteni, vă dați seama că n-au cum să zică, bă, ești îmbrăcată, n-aș fac când te-ai îmbrăcat prietena mea sau prietenul meu, nu știu, dar îmi dau cu presupus, așa cred eu, nu știu dacă mă duce pe mine capul suficient, dar eu așa cred. Și spun ce cred, că nu m-a schemat, dar să tac. Doamne, ce comentarii! Hai să vedem cum arată și punctele. Mulțumesc! Da, felicitări, Alexandra. Mulțumesc. E 5 pe linie? Comentariul meu, sper să nu-ți provoace oareșe probleme acasă, dar ăsta e adevărul. Wow, e 5 pe linie, Alexandra! Nu mai probleme din astea sau, Cătălin? Mulțumesc din suflet! Felicitări! Wow, sunt super emoționată și încântată că am reușit să obțin notele astea. Felicitări, wow. Alexandra! Mulțumesc felicitări. Tare mult!
Când a intrat pe porțile alea, cu atitudinea aia, cu rochia aia, cu pielea aia, cu tot ce avea, cu tot harnașamentul, nu este nimeni. Asta este iubibilă. Este păstrabilă, este o piesă care trebuie să o ai în palmares botezată. Deci n-ai fi crezut că tu, Cătălin, botezat, nu. Să... Nu, nu. Dar se poate never say never. Calina este și ea pregătită în spatele porților, vine cu o surpriză, un personaj super cunoscut de către noi, de către toți, dar o las mai bine pe ea să-l pună în scenă. Calina o interpretează pe... Calina, dar întoarce-te, te rog! Vino înapoi, bună seara! Bună seara, Ilinca, bună seara! Vai, vai, Calina, câtă senzualitate! Hai să întărim probabil bănuielile tuturor. Care este personajul pe care tu l-ai ales pentru această seară? Jessica Rabbit, desigur! Ia să vedem! Și cineva a ales Jessica Rabbit în emisiunea asta, de când așteptă momentul? Jessica Rabbit, Who Framed Roger Rabbit? Exactly. Exactly. Da. Este un personaj fictiv, însă văd eu că foarte bine e pus în scenă de și către mie tine. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-a plăcut senzualitatea ei și am zis că n-am făcut nimic așa ceva pe sex, cum zice domnul botezat, și uite că am făcut până la urmă. Care râde acolo? Cristina, vino aici lângă mine, Calina. Am crezut că eu mă sper. Nu, râdeam că cum l-a citat pe domnul botezatul, ceva pe sex, cum zice domnul botezatul. A fost funny, da. Calina, spune-i în culise că deși ești cea mai tânără, cea mai mică dintre concurente, nu o să taci și o să-ți susții punctul de vedere până la capăt. Evident, normal. La început, Ilinca, recunosc că am avut emoții și am fost destul de emoționată și nu știam cum merg lucrurile aici și am zis, măi, sunt cea mai mică, haide să rămân acolo în banca mea, dar am fost destul de atacată și... Nu mai pot să tac, pur și simplu. Dar există, nu știu, cineva anume, vreo concurentă anume care te împiedică să spui lucrurile până la capăt, să-ți expui punctul de vedere? Păi au fost câteva situații cu Andreea în care, da, nu am putut prea bine să-mi spun punctul de vedere și, sincer, remarca pe care a făcut-o mai devreme m-a deranjat foarte tare, dar... Adică? Na. Ce mi-a spus mai devreme? Îmi pare rău că nu este aici în platou. Mi-a spus că, ha-ha, râși tu ca un copil, cum mi-a zis, că nu mai țin minte, ca un copil prost, așa. Scuză-mă, dar totuși, chiar dacă suntem la televizor, exact, nu e ok să ne vorbim așa, adică, totuși, na, nu știu, eu n-am jignit-o pe ea cu nimic niciodată. Na, să vedem ce se va întâmpla pe parcursul acestui show. Păi, bineînțeles, multe se vor întâmpla. Evident, evident. Și bune până și rele, final, na. Cu siguranță. Așa e în viață. Alexandra? Ești foarte frumoasă și cameleonică, asta e punctul tău foarte, ești cameleonică și atunci când faci ținute perfecte și atunci când pur și simplu îndrăznești. Și în seara asta, iată, o altă abordare. M-aș fi așteptat să știi, știind că tu accesorizezi foarte mult partea de costum să fie... Vrei mai ți-ar fi plăcut? Vroiam. Așa m-am gândit cum să faci. Te întrebam dacă și tu mai simplu, mai e o rochie, dar e sexy, îți vine bine și personajul recunoscutibil. Cei de acasă sunt foarte fericiți să te vadă cu siguranță.
Mulțumesc, Alexandra. E, dar să vedem dacă și jurații sunt fericiți sau nu în fața lor, ăsta, Halina. Bună seara! Bună seara, dragă! Alina, dragă! O Jessica Rabbit bine pusă în compoziție. Îți vine foarte bine rochie. Eu nu mă omor neapărat după rochie. Aș fi vrut să fie puțin o idee mai lungă, dar îți vine impecabil, peruca îți vine impecabil. Tu ai fost extrem de playful și asta îmi place întotdeauna la tine. Dragă Calina, ești o prezență extrem de dezirabilă. Mulțumesc din suflet, mă bucur. O văd evoluând pe o scenă, cum am văzut și în seara asta, într-o direcție similară. Consider că și-a ales foarte bine personajul, ăsta este un punct în plus și uite, chiar asta ar trebui să înțeleagă de ea. A greșit în primul rând aici. N-a reușit să-mi creez o emoție care să mă ducă la Isabella Rossellini în Blue Velvet, pe când Calina, cu această perucă roșie, cu mișcările, îmbrăcată în verde și tot ce vrei tu, a reușit să-mi contureze o Jessica Rabbit în varianta ei. La asta mă refer, despre asta este vorba. Pentru prima oară la tine am avut așa, am văzut un tremur în mișcare. Da, am avut emoții, sunt emoționată. Mereu sunt emoționată în gale. Nu, dar tu atunci când dansezi sau interpretezi sau ai chestii de genul ăsta, nu ai emoții. Acum am văzut un tremur și aici în fața mea și acolo când te-ai lăsat, nu știu de ce, pentru că nu ai de ce. Sunt și pantofii, sunt mai multe motive, dar îți mulțumesc. Da, mulțumesc, bravo, drag. Mulțumesc. Acum, iacum, mulțumesc! Mersi mult! Dragă, Luca. Eu în asta aș fi vrut să fiu și eu unele dintre voi, așa de mult! Oho, cinci! Îmi plăceți, sunteți splendide! Felicitări, n-au fost notele deloc, Calina? N-au fost deloc, dragii mei! Ne vedem pe Instagram, Calina Nicol, vă pup și sper că v-am plăcut în această seară! Mulțumesc tare mult! Da, ați o prietenă special ca să crăpă aici, ca să văd, ca să răzbrați o botezatul pentru zilele trecute? Da. Dă-i drumul înapoi, îi răspundă. Nu, nu-i dat drumul. Dă-i drumul că să mă rog, a crăpat. Uite, eu sunt cu veste, cu costum elegant, frumos, pe o seară specială, nu. Aia nu se face, se spală, nu se vântură. Deci nu-i dat drumul, da? Nu, lasă-o să vadă cum e. Păi acum chiar nu-i văzut pe drumul, că sunt flash, că păi și așa, lasă să fie flash, lasă că îți înghețe și transpirație. Ei, să vezi cum nu te aia niciun smurt, cum niciun, te trage niciun curent, termină-te. Mai rezistă puțin, te rog. Mai, cât? E, de la ea chiar nu mă așteptam să aleagă Teo Roz un astfel de personaj, Teo care este definiția bunei dispoziții, definiția, habar n-am, divertismentului, a veseliei, a ce vreți voi, tocmai un asemenea personaj. E în contradicție totală, da? Hai să vedem, Teo Roz!
Bravo! Bravo, dragă! Bravo, dragă! Bravo! Bună seara! Bună seara! Așa personaj, așa moment, așa voce, așa cântec, ajută-mă, așa probleme cu lavaliera. Da, te ajut, puiul meu frumos, cum să nu te ajut eu? De la Coșciucă, nu era măsura mea. Așa, ia uite. Era mai mărișor. Da. Am rezolvat să nu mai vorbești în microfon și în același timp hai să le arătăm și celor de acasă care este personajul pe care te oros. Familia Adams, fiica. Da, bineînțeles, Wednesday, the Adams family. Seamănă? Da. Seamănă, dar nu răsare. Mie mi s-a făcut pielea de găină de când am văzut recuzita. Îmi cer scuze, nu m-am gândit că așa ceva vom vedea vreodată. Deci e apartament cu tavan. Asta și e cumva pentru toată viața fără rate. Da, all inclusiv. Pentru toată viața de apoi, adică am vrut să mă... Hai să vorbim un pic cu fetele. Dacă Păteu. Vor să vorbească cu mine. Păi vor să vorbească. Cred că le-am speriat de moarte. Ați speriat? Eu vreau să vorbesc. Ia uite, Jessica Rabbit vrea să vorbească cu Wednesday. Ariel, ia zi. Nu ai cum, nu ai cum, ești tare rău de tot. Felicitări, felicitări pentru moment. Ești criminală, n-am cuvinte. Și ținuta și momentul și tot mi-a plăcut. Ce să mai zic? Pe oricine aș întreba, toată lumea îmi spune de bine. Dar jurații, cum ne-or spune ei? Asta e întrebarea. Aoleu, Cătălin, e supărat, du-te sper repede. Sper să zică de rău. Aoleu, eu sper să nu. Păi, Teo, bine, de când ai început această seară și am văzut codițele acelea, m-am gândit că vei fi fata Morticiei Adams. Îmi scăpa, nu mai țin aminte că o cheamă Wednesday. Frate, tu cu marinelul mai bucălat. Avea o cântare, s-a dus un cu stația. Un mai chelios, tot neamul. Dacă vrei, aș fi eu Morticia, mi-ar făcea mare plăcere, idolatrizez personajul. Ai fi izbită în neam. Cum? Ai fi izbită în neam. Ca Morticia, da. Ca Morticia, pe siluetă mai ales, mă pup. Merge. Ținuta este foarte bună, extrem de actuală, poți să o porți oriunde vrea sufletul tău. A fost mai ușor la ținuta asta, am avut multe variante din care să aleg. Foarte bună ținuta, foarte bună alegerea piesei, zic cum o cheamă pe asta cu lebăda, zic cum o York. Cheamă. York. 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 Piesa foarte bine aleasă. Mulțumesc. Băi, nu știu ce ați făcut în seara asta, câteva ați dat un rateu monumental, bă, dar câteva sunteți geniale, v-a plăcut tema... Da, nu, mi-a luat fix un minut să știu cine vreau să fiu la tema asta. Adică s-au legat lucrurile, a adică fost așa. Adică tu ai știut din momentul în care pregătești această temă, da, ai știut. Deci da. Tu îți place în nebunie personajul Wednesday? Da, nu îmi place familie. Nu m-am gândit că cineva pe lumea asta este fascinat de Wednesday, îți jur. Și eu mai sunt și mie îmi place. Foarte, foarte tare. Da. N-am ce să zic. Aici sunt în asentimentul pisicăi cu două chestiuni. Unu, aș fi putut fi oricând mămică ta. Că semănăm. Da. Oricând. Și doi, da, ținuta este foarte actuală și îți vine impecabil. Tu ai făcut un moment monumental, ca să zic așa. Și o să spun o chestie care sper să nu fie tăiată la montaj, pentru că, fetițo, ești dată dracului. Chiar sunt. Ești. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Mi-a plăcut la nebunie styling-ul, mi-a plăcut la nebunie momentul, mi-a plăcut la nebunie interpretarea. N-aș fi văzut-o în stare să abordeze o temă precum Bjork, dar uite că s-a descurcat mai mult decât onorabil. Mă uitam și la fățuca ei în timp ce interpreta, la grimase, la toate lucrurile astea. Și consider că e o fată foarte talentată, e o fată sensibilă, e o fată modestă, e o fată extrem de bine educată, care are umor, care are carismă, care mi-a arătat că poate merge în foarte multe zone. Cu alte cuvinte, Theo Rose e o surpriză mai mult decât plăcută și îmi place la nebunie de ea. Nu, eu n-am să-mi scot ochelarii la momentul ăsta. Eu nu suport astfel de recuzite, iartă-mă, nu pot, chiar nu înțeleg, pot să mă uit. E macabru. Da, am înțeles ideea. Nici nu pot uita în partea aia, de aceea mă uit la către Ilinca. Ai ales o piesă frumoasă, interpretarea a fost perfectă, sublimă, fără decusuri. La ținută,
Da, eu ținut ok, nu m-am uitat acum la aia pentru că văd sicriul în față. N-ai dat nici peste, dar nici să dai cu o bâta în baltă, cum spun eu. Repet, am să te notez pentru interpretarea extrem de perfectă, atitudinea extrem de ok pe care ai avut-o. Dacă nu apăreai cu chestia asta aici în platou și te foloseai, eu știu, de ceva imagini din film și ieșeai de acolo, poate pentru mine ar fi fost mai bine. Mulțumesc! E foarte bine! Ținând cont de ce ți-a spus, chiar e bine! Da. Când am văzut că se bagă un coșciug în scenă, adevărat, mi-am dat seama că Teoroz va face ceva când am văzut cu machiajul la spelb și de moartă de două zile. Dar nici chiar... Bine, eram sigur că familia Adam ceva, sigur ceva de acolo. Ce senzație ți-a dat? Ce ai simțit tu? Că te-am văzut că nici măcar n-ai văzut. Nu înțelegeți că eu dacă merg cu mașina, că cu șofer sau afară și trec pe lângă de la de pompe funebre, nu mă uit acolo? Eu nu mă duc la... N-am fost la familie, în familia mea la mormântări. La mătuși, mă bântuie, jur, nu pot să văd, nu. Nu pot, ce să mai... Dragă, nu știu ce ați mâncat în seara asta, dar... Unele dintre voi, nu știu ce ați mâncat în seara asta, dar văd că v-a prit. Mulțumesc mult. Maurice. Mulțumesc mult. Oh, a fost bine, bine, Teo, da. N-a fost rău deloc. Și acum, cum ar fi să zic, intrați pe Instagram că am pregătit un giveaway, asta e. Dar nu mai zic, oricum e barter, ca să se știe. Super, mi se pare divin, mulțumesc tare mult, Oros. Nu știu dacă nu cumva cea mai bună apariție ei de până acum în această competiție. Teoroz este absolutisimă. O vreau de noră în continuare. Regret. Și Andrei atunci a ales un personaj care, din punctul meu de vedere, îi se potrivește foarte bine. Acum depinde doar de ea dacă ne transmite din toată energia pe care o are și nouă și vouă, Andrei Atonciu. Bun găsit, Andrei Atonciu! Bună seara! Pentru cine mai avea nevoie de explicații, Andrei a ales în această seară personajul... Da. Frida Kahlo din Frida, personaj interpretat de Salma Hayek. Maurice, ești surprins? Te văd foarte surprins, așa. Surprins seamănă, nu? Nu te-ai fi așteptat, a fost... M-aș fi așteptat, evident. Nu m-aș fi așteptat să aleagă Toncio Frida Kahlo. E? Ia uite că ales. Eu m-aș fi dus în Almodovar, fetiță. Făceam o chica, făceam o rozi de palmă, îmi puneam poalele în cap, mă tăvăleam pe aici, le luam pasta la ciufulit, adică făceam un Almodovar ca la carte. Ca la carte. Dacă mă întrebați pe mine. O să aveți de comentat pe baza momentului, pe baza ținutei, pe baza personajului. Deocamdată vorbesc cu fetele. Calina s-a declarat jignită de afirmația pe care tu ai făcut-o. Mai devreme m-ai făcut copilă proastă, ca să vezi și să nu crezi. Și am spus că m-a deranjat această chestie. N-am spus copilă proastă niciodată, n-am folosit aceste cuvinte. Dar cum ai spus, Andreea? Copilă, poate. Nu, m-ai făcut copilă proastă, o să ne uităm. Când te-am făcut? A, probabil te-am făcut, dar nu mi-am inteles să te fi făcut în emisiunea de astăzi. Poate în emisiunea de astăzi, despre asta vorbim, iar eu cuvintele Andreei au fost, citez, râde ca o copilă fără minte. Astea au fost cuvintele.
părintele Andrei. Este o diferență foarte mare, domnișoara Calina, de la o copilă fără minte la o copilă proastă. Dar de când până când îți permiți tu să mă faci de când vreau eu? Uite, ai ceva împotrivă, eu îmi permit. Nu mai permit, ce trebuie să faci aceste chestii? Uite că tu nu poți să-mi pui tu mie stop, stai tu liniștită. Andreea, pentru că nu e ok, suntem toate aici niște concurente și ar trebui să ne respectăm și măcar să avem o educație. Cât de cât zic, să nu ne jignim. E un personaj care nu se ceartă, nu pot să mă cert astăzi. Mă bucur. Nu știu cum da, să spun. Dacă domnișoara Calina consideră că un copil fără minte este o jignire... Nu, dar m-am săturat. M-am despre săturat ce vorbim? De fiecare dată ai despre ceva despre ce vorbim? La adresa mea, mereu, tu trebuie să zici ceva de mine, dar de ce trebuie? Dar ți se pare că eu zic ceva? Mai nu zic ceva de tine, dar mă amuz. Mă amuz că zici că ești un copil. Mai ții minte că ridici așa, două degete, ca la nici la școală nu făceam așa. Doamna profesoară, poți să spun ceva? Cum, Andreea? Poftim? Ai spus? Râde așa ca un copil de la fără minte și mă bufnește râsul și nu pot să mă abțin. Da, poftim. Ce să zic, Ilinca? Când 10 persoane vorbesc... Care-i problema? Te-am jignit? Mă, să ridici mâna. Măi, te-am jignit? Da, mă jignești de când am început. Cum, copil emisiune. Fără minte înseamnă jignire? Da, uite, nu mai vreau. Dragii mei telespectatori, ce înțelegeți prin adresa afirmația mea? Copil fără minte? Nu mai vreau să mai ai nimic de spus. Ați văzut ce a spus, da? Că am făcut o copilă proastă. Băi, nu băga cuvinte în gură, băi, Calina, fii cu capul pe umeri, fii cinstită, nu mai fii perversă. Nu îți spun nimic. Nu mai fii perversă să mă acuz de anumite lucruri pe care eu nu le spun, să-ți fie rușine. Dar n-ai de ce să te saturi. Dacă te saturi, poți să pleci. Ai înțeles? Dacă nu-ți convine și te saturi, păi am vrut la un moment dat să plec din cauza comportamentului tău. Chiar am vrut să plec. Hai, nu mă nebuni, dar te rog să pleci. Care-i problema? Pentru că nu este normal. Tu nu-mi spui mie cum să mă comport. Tu nu-mi spui mie tu cum să vorbesc la 34 de ani. Da, vorbesc cum vreau eu. Să fie clară situația despre mine, să mai îmi pronunț numele. Ce să vezi și să nu crezi? Uite, asta se întâmplă. Pentru că m-am săturat. M-am săturat. Auzi, pur și simplu. Vrei să zic ceva și cu asta închei? Să-mi pup mâinile și picioarele că-ți pronunț numele, domnișoară. Doamne ferește, Andreea. Ferească Sfântul. Asta trebuie să-mi faci. Nu, n-am nevoie de așa ceva. Nu, ideea este că ai un limbaj și un fel de a fi super nepotrivit în această emisiune. Și eu, ce crezi? M-am săturat de această chestie. Pur și simplu. Într-adevăr, m-am săturat să râzi de mine pe la spatele meu. Ia uite și poate uite și copila asta. Ia uite și ce crezi? Uite că gen copila asta e una dintre cele mai talentate de aici din emisiune. Asta e în mintea ta. Copila asta. Asta este în mintea ta. Asta se vede clar pe clasament. A, ești și tu odată pe locul 1 și gata, ești cea mai tare din parcare. Să vedem ce se va întâmpla pe parcurs. Că asta te consider tu, dar nu te consideră lumea. Ai înțeles? Este o diferență foarte mare. E de ajuns să mă consider eu. Ilinca, da. Vreau să vă spun chiar ceva, este. Dragii mei telespectatori și dragii mei colegi de platou. Îmi cer mii de scuze în fața domnișoarei Calina Dumitrescu că îi dau valoare. Îmi cer foarte mii de scuze de că ta, îi pronunț Andreea. Numele și că chiar vorbesc despre nevoie. Dânsa. Îmi cer scuze. Nu, m-am săturat să fii ironică. Îmi cer scuze că îți dau valoarea. Să știi că valoarea se plătește, știi? Da, eu n-am nevoie. S-ar putea să treci pe la caserie și îți dau numărul sub pe bărbat și te duci la el. N-am nevoie. Stai liniștită că mă descurc și fără. Cedezi psihic. Ce faci? Bune, dacă tu consideri că eu te jignesc, păi eu te pot da, să te jignesc, jignit, ești nebună? Da, m-ai de când a început această emisiune și eu ce crezi m-am okay, săturat, ce nu-ți mai permit de azi încolo. Cu ce te-am jignit, domnișoara Calina? Cu absolut orice, eu cu nu ce? Mi-am permis în viața mea să te exemplu, iau la mișto, să zic nimic de tine. Exemplu de jignire. Mereu, nu știu. Nu mereu, exemplu de jignire, te rog pe filmări și o să-ți spun exact. Dacă tu ai un fel de a fi și un vocabular ceva care te doare, puteai să-mi spui din față și spui, măi fată, tu pe mine m-ai făcut proastă, tâmpită, handicapată, nu, în toate ai felurile. Asta sunt de jignit, vocabular, da? Ai okay. Un gen de spune-mi, vocabular. Te rog, cu ce te-am jignit. Nu contează vocabularul meu în contextul ăsta, contează că eu te-am jignit pe tine. Vreau să-mi spui cu ce te-am jignit. Nu mai știu acum. În momentul ăsta exact deci vreau să-mi spui acum cu ce te-am jignit. De foarte multe ori. Este Ilinca. Să vezi acum cine vrea să caute cu mine. Nu trebuie să înjuri o persoană ca să o jignești. Să știi că nu trebuie să o înjuri. Poți să spui și altfel de chestii, de înțepături, okay, de nu știu ce. Ok, cu ce te-am jignit eu pe da? Tine? Nu știu, în momentul ăsta okay, nu am să-ți dau un exemplu. Păi tot ce m-am jignit, dar nu știu cu ce m-am jignit. În următoarea emisiune, băi, pentru că am uitat, băi, n-am de unde acum să țin minte toate jignirile pe care mi le-a adresat mi-a Andreea Tonciu. Tonciu m-a jignit și mă jignește, dar nu știu cu ce m-a jignit. Ilinca, dar m-a jignit femeia. Băi, pe bune de la... Te referi la atitudinea pe care o are Andreea? Pe care o are. M-am săturat. Vreau să mă las în pace, să ne vedem fiecare fața de treaba noastră. Doamne, măi fată, tu crezi că eu caut vreo prietenie cu tine sau tu păi crezi atunci că nu m-am mai luat eu la mișto. Ce să fac să nu te las nu în pace? Nu m-am mai luat la mișto, nu mai păi cu ce te iau, ți-am spus să-mi dai exemple, că deja vin ca astăzi, ca astăzi. Că inventezi foarte multe, lasă-mă! Andreea! Păi inventează! Da, atenție la limbaj, te rog foarte mult! Dar nu vreau, Ilinca, asta sunt eu, punct!
mai tipa, te rog. Eu mi-asum cum sunt, dar despre ce vorbim? Acuză de o oră că o jignesc, o întreb păi pe oră cu ce da, nu vrea să spună. Astăzi m-ai jignit, ce am jignit-o? Atunci rămâne la latitudinea telespectatorilor păi să decide dacă ai jignit-o vorbim sau nu. Astăzi m-ai jignit. Doamne, vreți sau eram să zic, mai tipa, Andreea, te rog. Deci vorbesc prost. Te rog să-ți controlezi limbajul, să nu vorbești urât și să nu mai ții. Cu tine nu se poate avea o discuție, că ai ajuns să urli și să este faci o diferență așa? Foarte mare de cât v-am spus. Eu asta sunt, în jur, vorbesc cum vreau, îmi asum, nu contează unde sunt. Dar tu, Calina, care vii pe la televizor și te dai mare domnișoară și pe la spate ești altceva, cum vine, frate, chestia asta? Ce despre sunt? Ce vorbim? Sunt cum vreau. Hai, gata. Fiecare e cum vrea, Andreea, în viața asta, sincer. Nu m-am săturat să mă iei la mișto, ia uite, o râde și copila asta, râși, nu știu cum. De acum încolo aș vrea să eu nu mai exist pentru tine, pur și simplu. De acum asta încolo fac dori, ce sincer. Vreau și râd cât vreau și spun ce vreau. Că nu poate mie Calina să pună stop. Nu-ți mai permit. E simplă ce situația crezi? Despre ce vorbim. Crezi? Chit că ai 34 de ani și ești da, 10 ani mai mare ca mine. Despre de azi ce încolo vorbim. Nu-ți mai permit de ce să mai să te cerți cu mea, mine? Înțeles? Mă de ce cauți să te cerți cu mine? De ce? Revedere. Nu cauți. Acum ai întors sau cum? Acum ai lăsat-o numai jos. Hai mă, Andreea, că așa, la 21 de ani mă duci și pe mine capul cu multe chestii. În fine, nu mai contează. De ce cauți să te ceri cu mine? Nu cauți să mă cer mă cu tine. Mă pun eu la mintea ta și dau valoarea mea. Eu am vrut să am bă, o discuție normală cu tine, dar nu băi, se sunt poate. Proastă. Bă, de acum încolo știi ceva? Când o vezi pe Tonciu pe aici, o ocolești. Da? Același o ocolești pe stânga împrejur, da? Același okay. lucru sper să faci și tu. Păi se pare că nu se mai termină. Da, ce să zic. Îmi pare rău că s-a ajuns iarăși acolo. Doar că nu mai pot nici eu, nu mai pot, nu mai suport efectiv să-mi zică nimic. Pur și simplu, să aibă tot felul de chestiunea asta la adresa mea, ia uite-o și pe asta râde cum a zis ea că râd. Râde ca un copil fără minte. Râde, dar de ce a trebuit ea să-mi zică mie că eu râd ca un copil fără minte? De ce? Adică, de ce să nu ne vedem de treaba fiecăruia? Și asta e tot un fel de jignire, adică m-a făcut fără minte, nu? Asta ce înseamnă? Dacă noi am ajuns să căutăm motive și să mințim poporul cu televizorul că jignim la televizor, înseamnă că am ajuns departe, fraților, să fiu acuzată că jignesc. I-am spus de 100 de ori. Dăm un exemplu de jignire care ți-am adresat-o. Nu a știut femeia ce să-mi spună, pentru că normal că n-am jignit-o, că dacă eu vreau să jignesc, o jignesc în față. Ați înțeles? Nu vreau să mai vorbesc despre acest personaj care se vrea personaj în acest concurs. Nu mai vreau. Hai să vedem cum arată și ținuta, cum arată și momentul, Calina. Momentul a fost ok, adică mi-a plăcut atitudinea și mai ales mișcarea de final. Pantofii n-au nicio treabă, ținuta e frumoasă. Ascultăm chiar acum jurizarea în fața lor, Andreea. Și când te gândești că Frida Kahlo a fost combinată cu Trotsky. Trotsky! Dar așa cum sunt convins că habar n-ai cine este Trotsky, la fel mă îndoiesc că aveai foarte multe legături și cu Frida Kahlo în persoană. Normal. După cum am punctat mai devreme, aș fi vrut să vă alegeți personaj în care să vă regăsiți, sau în care să vă regăsesc eu cel puțin. Este evident că legătura ta cu Frida Kahlo este zero, nulă. E vorba de un pachet care trebuie pus foarte bine în scenă. Și asta am explicat și lui Tonciu de foarte multe ori și nu înțelege. Tot îmi dă de la prima emisie, când a început Celebrities, tot îmi dă cu publicul ei care o iubește pentru că. Tot îmi dă cu divertismentul. Fetița asta n-a înțeles nici până acum că e o diferență majoră, uriașă, între a face divertisment și între a face mahala. Vreau să știu și eu unde e marele divertisment marca Tonciu, că am văzut unde este marea mahala marca Tonciu. Divertismentul nu l-am văzut. Cum adică Frida Kahlo? Mă, e la mișto sau cum? O iau ca pe un afront personal și să zică mersi că nu i-am pus 3 întrebări. Nu despre Frida Kahlo, despre Tonița. Și eu dacă mi-unesc prâncenele pot să fiu Frida Kahlo sau nu? Pe așa aleg personajul? Că sunt brunetă? În baza culorii părului aleg un personaj? Păi cineva i-a spus prost. Păi... Este alegerea la care nu mă așteptam, că într-adevăr nu te regăsesc în personaj, însă este un personaj cu care te asemeni fizic foarte mult.
make-up-ul este foarte reușit, coafiura este foarte reușită și ținuta, aș spune, ținând cont de, mă rog, de ținutele pe care le-am văzut în film. Aici mă refer la ținutele strict pe care le-am văzut în film. Erau alt gen de rochie, astea sunt, e puțin hit, cu influență hitano ținuta, dar mie mi se pare că este o interpretare reușită. Eu să știi că mi-am imaginat când am văzut cu asta că asta vei face și că o vei duce către o zonă ușor gypsy, care iară tu o interpretezi bine pentru că știi să dansești, să faci toate felul. Ești de acolo și ai acel sangre caliente care s-a văzut și în conversația ta cu Carina. Nu ne deranjează, ești un personaj în fiecare zi, puteai să faci mai mult. Mulțumesc. Bravo, Tonjule! Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Moris! Normal că sunt foarte supărată, pentru că vreau să-mi spună și mie domnul Munteanu de ce eu a trebuit să merit nota 1. Nu am fost personaj, nu am făcut nimic bine, am o ținută de 2 lei, domnul Munteanu. Spuneți-mi, vă rog frumos, pentru că m-am chinuit și eu și băieții cu care lucrez 2 zile și 3 nopți. Ați înțeles? 3 zile și 2 nopți. Numai că sunt nervoasă, sunt. De ce să-mi dați nota 1? Mulțumesc și eu, Andreea. Eu. Te-am văzut, te-am auzit, Calina. Spune cu voce tare, te rog. Bună, bună. 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 Ce-i spune Biei? Am zis că eu nu mai vin dacă voi mai păți astfel și voi... Nu, mi se pare ok să avem astfel de vocabular și să ne comportăm așa la televizor. Pe bune! Acum. Nu mi se pare să vii la televizor să minți poporul cu televizorul și cu asta am încheiat, da, să mă acuz de anumite lucruri pe care nu le-am făcut, da? Punct! Nu mai pot cu ea! Atunci plângi! Deci nu mai pot cu ea, nu mai pot cu vederea! Hai mai e un show, dă-o! Nu mai e. Sunt mii de strategii aici. Dă-te victimă, plângi la secundă, plângi acum, înjură acum, poartă-te așa, poartă-te neașa. Băi, fetelor, despre ce vorbim? Aveți niște strategii foarte proaste. Fiți voi, cu asta câștigați, da? Cred că s-a văzut clar că n-am putut să am o discuție normală cu această femeie, nu? Adică cred că s-a văzut clar. În fine, dar nu mai pot, frate. Nici nu mai pot. Nicio. Nu mai pot să mai aud să mă jignească, să-mi vorbească. Dar nu că ea nu știe, ea nu are anumite, ea nu-și dă seama că a jigni un om și avea în continuu ironii pe la spatele lui sau chiar și în fața lui, da? La un moment dat omul ăla o să izbucnească de la orice mic, pentru că nu mai suportă. Hai să vedem cum arată clasamentul în urma notelor din partea juraților. No. Acum am vin nervii. Alexandra, pe prima poziție, 15 puncte. Felicitări, Alexandra, și am să te invit să vii aici lângă mine ca să-ți primești și statueta. Îmi place asta cu aplauzele, să știți, fetelor. Felicitări, Alexandra. Mulțumesc tare mult. E meritul tău. Mulțumesc. Theo Rose, 14 puncte, Calina, 13, Cristina, 12, Oana, Andreea, 9, Dea, Roxana, 5, Bia, 4 puncte din partea juraților. E, acum, steluțele bonus vin către Alexandra în număr de 3, către Theo Rose 2, către Calina, o singură steluță bonus. Haideți să vedem cum arată tabelul steluțelor de când am resetat acest tabel și inclusiv cu bonusurile din această ediție. Pe prima poziție, Theo Rose, 10 steluțe. Felicitări, Theo! Mulțumesc! E șocată! Da, sper să o țin așa, să mă mențin. Așa îmi doresc. Am promis o revenire. Așa. Adică o venire, toate. Că eu n-am mai fost pe aici. Doamne ajută! Calina și Alexandra la egalitate, 9 stele. La fel, Roxana, Bia pe ultimele poziții, doar 4 stele din partea juraților. Dar mai e timp. Nu ne grăbim, vă felicit încă o dată pentru această ediție, vă doresc multă baftă în continuare, le mulțumesc și celor de acasă pentru că au fost alături de noi. Ne revedem data viitoare! Seară bună, numai bine!